Un adevărat show tehnic a avut loc la Ploiești, unde cunoscătorii au putut încerca, proba sau chiar achiziționa peste 200 de scule și echipamente din mai multe domenii de activitate, precum cel al construcțiilor, dar și cel al instalațiilor. Vorbim despre scule pentru pre prelucrați țevi, vorbim despre locatoare de utilități, vorbim despre dispozitive de mentenanță. Principalul obiectiv al acestui eveniment a fost un tir dotat cu peste 200 de instrumente și echipamente. Atracția principală a manifestării tehnice este acest tier de 1 milion de dolari, conceput special ca un showroom mobil, cu o suprafață de 110 metri pătrați și o lungime de aproximativ 20 de metri. După o călătorie începută în Emiratele Arabe Unite, profesioniștii prahoveni din domeniul instalațiilor, petrochimiei, energiei electrice sau din domeniul construcțiilor vor avea ocazia să testeze și să se familiarizeze cu cele mai inovatoare produse. Este a doua ediție a evenimentului. Prima dată a fost adus în 2010. În interiorul tirului au avut loc testări de scule, unelte și echipamente profesionale, dar și demonstrații de utilizare pentru cele mai noi produse din domeniu. Evenimentul a fost dedicat atât clienților cât și studenților de la Universitatea Petrol și Gaze din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică.